În comuna Lungești se află în desfășurare mai multe proiecte, între care construcția unei noi grădinițe și a unui centru de zi pentru persoane în vârstă. Proiectul aferent grădiniței este realizat în proporție de 60%. El cuprinde 4 săli de cursuri pentru preșcolari. Proiectele în derulare în comuna Lungești, în momentul de față, sunt următoarele. O grădiniță cu program normal, o suprafață desfășurată de 591 de metri pătrați, cu 4 săli cu clasă și o sală de activități. Este construită în aproximativ 60%. Termenul de finalizare, sperăm să încadrăm să fie anul acesta undeva la sfârșitul anului, dacă nu cel mai târziu în începutul anului viitor. Acum depinde și de condițiile meteo, dacă sunt favorabile și o să ne permite să lucrăm, o să începem să finalizăm anul acesta. Numărul de copii pe fiecare clasă o să fie undeva la 35 maxim. Deci asta înseamnă că sunt 4 grupe, ori 35, sunt 140 de copii care o să poată intra la cursuri în această grădiniță. De asemenea, se construiește și un centru de zi pentru oameni în vârstă. La acest centru, persoanele vor putea desfășura diferite activități de recreere și vor putea lua masa în sistem catering. Toate costurile pentru cazarea pe timp de zi a vârstnicilor vor fi asigurate din bugetul primăriei. Un centru de zi pentru îngrijire persoane vârstnice, unde la fel suntem aproape de 50%, se construiește și la acest centru. Actualmente, acest centru poate asigura prezența a cel puțin 60 de persoane concomitent, dar nu este centru care se poate caza persoane, ci este centru de zi, cu activități specifice centrului de zi, cu vizionare la cinematograf, la unor documentare, unor filme sau cei care sunt interesați anumite, programe sau ceva de genul, putem să le oferim și acest lucru, cu cabinet psihologic, cu cabinet socio, cu elemente de gimnastică pe diferite aparate care vor fi în dotarea acestui centru. Nu vor fi prețuri pentru că este făcut pentru persoanele în vârstă, toate cheltuielile și le asumă primăria. Nu vor fi prețuri, adică nu vor fi costuri care să fie suportate de pensionari. Pentru îmbunătățirea circulației în localitate, primăria dorește construirea a 3 poduri.